Lipsește trotuarul. Strada Poporului din zona Ciment a fost asfaltată în urmă cu 6 ani. De atunci, nimeni nu a încercat să rezolve problema. Și asta în condițiile în care 10 de persoane tranzitează această zonă zilnic. Această stradă a fost asfaltată prin credit furnizor în anul 2007. Proiectul însă nu prevedea un trotuar pentru această bucată de drum. De atunci și până acum situația a rămas la fel. Autoritatea locală cunoaște situația, însă nu vede o rezolvare a problemei prea curând. Trotuarul este amenajat pe partea dreaptă, cum ne ducem către la far, și pe partea stângă nu este. Nu este amenajat o porțiune cu dale, e un trotuar mai vechi. Așa a rămas de la momentul la care a fost asfaltat, în anul 2007, printr-un credit furnizor de către fost administrație. Eu n-am putut să intervin să fac trotuarele acum pentru că aș strica asfaltul dacă intervin la Strada Poporului. Până când va fi remediată această situație, pietonii nu au decât să circule cu atenție prin această zonă.